Persoanele singure ori familiile fără adăpost din Brașov au acum oportunitatea de a fi reintegrați social în cadrul centrului pentru persoane fără adăpost, într-un centru rezidențial care oferă servicii cu cazare pe perioadă determinată. Conform portalului brașovcity.ro, încă de la înființare în 2002, centrul pentru persoane fără adăpost are ca scop găzduirea pe o perioadă determinată în care, în funcție de nevoile individuale, persoanele nevoiașe să primească asistență în vederea recuperării și reintegrării lor sociale. Pentru ca acest lucru să fie posibil, persoanele doritoare trebuie să îndeplinească anumite criterii de eligibilitate. În cadrul centrului pentru persoane fără adăpost funcționează și cantina de ajutor social, care prestează servicii sociale gratuite sau contracost persoanelor aflate în situații deosebite, dar și centrul de noapte care primește persoanele nevoiașe în cazuri de urgență.